gazda noastră, primarul orașului Șoldenești, domnul Cuculescu, poftim. Doamna Svetlana Rotundu, o cunoașteți, președinta Raionului Șoldenești. În sală îi avem pe reprezentanții Agenției Germane GIZ. Dacă o să fie întrebări la ei, cu siguranță, sau o să dorească să intervină, o să-i rugăm. Există prezent și domnul director de la SA Șoldenești, pe care l-ați tot văzut, care ne-a ghidat și ne-a arătat exact cum lucrează întreprinderea. Știu că sunt mai mulți primari din raion. Sper că sunt și din cei care s-au împotrivit să ne explice ei de ce nu vor sau care este motivul, de fapt, ce nu merge. Am înțeles că... Sunt astăzi la dumneavoastră, am acceptat cu cea mai mare plăcere această provocare. Sunt absolut sigur că doar prin dialog deschis și transparent putem să găsim cea mai proximă cale către rezolvarea tuturor problemelor. În același timp, astăzi am descoperit că probabil toate din cele 5 probleme pe care le-am lăsat pentru anul acesta Europa Liberă sunt probleme de mediu. Cel puțin 4 le cunosc eu, și la Soroca, și la Hâncești, și aici, și în altă parte, și la Basarabeasca sunt probleme de mediu. Asta mă duce la gândul că în Republica Moldova, din păcate, iată, după 25 de ani de independență, avem încă foarte multe probleme care, din păcate, trebuie să constat că, în primul rând, nu au fost conștientizate. Luați locul dumneavoastră aici, pentru că stați în pișoare și parcum sunt câți Brejnev. Din păcate, în ultimii 25 de ani, și aceasta a fost realitatea, mediul a fost o cenușăreasă în Republica Moldova, altele au fost temele de căpătâi pentru politicienii din Republica Moldova, pentru toate guvernările și, în mod implicit, pentru cetățeni care au nesocotit aceste subiecte, din mediu considerând că încă nu a venit timpul lor. Așa cum îi spunea domnul primar din reportaj, poate chestiile astea trebuie implementate în altă parte. Vreau să vă spun că nu este așa în momentul în care nu ne vom conjuga eforturile și în momentul în care fiecare și toți împreună nu vom depune eforturi pentru ca să rezolvăm aceste probleme, punem la îndoială sau compromitem șansa viitorii noastre ca să trăiască în Republica Moldova. La un moment dat, va fi imposibil să trăiești aici în Republica Moldova, fiind subjugați de toate problemele pe care le avem. Și o să vă aduc doar câteva date și o să vedeți că nu a fost întotdeauna așa. Republica Moldova este cel mai sărac stat european sub aspectul împăduririi. Avem doar 12, maxim 13% cu păduri, la o medie europeană de 30% și la o medie a Uniunii Europene de 45%. Iar pădurile, în mod implicit, și n-a fost întotdeauna așa, până la prima ocupație rusească am avut 30%, dar s-au tăiat în mod barbar. Și acest lucru este foarte și foarte important pentru toate habitatele care există la noi. Noi mai avem și 4.000 de râuri care nu există practic în Republica Moldova, pentru că au fost îndiguite de peste 4.000 de lacuri care au fost construite în ultimii 50-60 de ani pe cursul acestor. Apropo, 95% dintre aceste lacuri sunt în proprietatea administrației publice locale. Noi le facem acum o inventariere și o să avem o discuție și în acest sens cât apă trebuie să rămână în avalul de aceste lacuri. Sigur că suntem campioni și la alte lucruri. Avem cea mai puțin faună sălbatică din Europa, dar cei mai mulți vânători pe cap de locuitori, din păcate zic acest lucru, și avem și cele mai multe deșeuri pe cap de locuitor. Din păcate, zic acest lucru, suntem țara care produce în ultimii 10 ani, avem o creștere foarte și foarte mare, suntem țara care produce, una din țările care produce cel mai mult gunoi. Din păcate spun acest lucru. Dacă raportat la anul 1991, la independență, noi producem de aproximativ fiecare per capita aproximativ de 5 ori mai mult gunoi decât produceam atunci. Respectiv, soluțiile trebuie să fie mult mai serioase decât a fost acum 25 de ani. Mai mult decât atât. Și legea a fost insuficientă.
Pentru că până acum, inclusiv în actuala lege, pentru că vechea lege a deșeurilor, prevedea că responsabilitatea de gestionare și de rezolvare a problemei cu privire la deșeuri aparține exclusiv primarilor. Toată lumea avea numai drepturi, dar primarii aveau numai obligații. Și în momentul în care acest val sau munte de deșeuri nu era rezolvat, primarul trebuie să fie amendat. Noua lege a deșeurilor pe care noi ne-am luptat foarte mult în Parlament și pe care am adus-o până la o anumită formă, a fost aprobată în luna iulie în Parlament, este încă la Parlament la redactare, pentru că pe ultima sută de metri s-au aglomerat foarte multe legi, dar sperăm foarte mult ca aproximativ în două săptămâni să intre în vigoare. Iar noul principiu de bază, principiul central și logica acestei noi legi se bazează pe responsabilitatea extinsă a producătorilor de deșeuri. Știu că acest lucru n-o să placă la foarte multă lume, dar așa va fi. De astăzi înainte, responsabilitatea mare pentru gestionarea deșeurilor nu va mai aparține primarilor, ci celor care aduc și respectiv distribuie produse care se transformă în mod automat și pot fi verificate, pot fi urmărite, produc deșeuri. Vorbim în primul rând de producători. Producători de autoturisme, producători de electrocasnice, producători și distribuitori în mod și sau de electronice, de electrocasnice, de baterii, de uleiuri, de tot. Principiul va fi următorul. Așa cum funcționează în toată Uniunea Europeană și în mod implicit deja și în România. Dacă ești producător de frigideri și ai vândut anul acesta 1000 de frigideri, va trebui să urmărești și să raportezi statului Republica Moldova prin Ministerul Mediului, iar noi, Uniunii Europene, că ai recuperat înapoi, se va începe de la cote foarte mici, în România este 30%, în Germania 80%. Și va trebui să raportezi că tu ai recuperat înapoi, nu pe nimeni nu interesează cum o să-ți creezi tu sistemul, fie că o să-l faci singur, fie că o să te asociezi cu alții. Inclusiv această sticlă din plastic, da? Tu ai distribuit anual 1 milion de sticle de plastic, ai raportat. Anul acesta responsabilitatea cu părțile primarilor, trebuie să umbli de sub gard, să le scoți, să le găsești și tot așa mai departe. Iată, această companie sau altă companie va trebui să-și creeze singură capacități sau împreună cu alte companii. De obicei, toți cei cu sticlă se prac, cei cu își creează, în România funcționează, se asociază și creează întreprinderi care recuperează aceste deșeuri și respectiv le raportează cum ele au recuperat din mediu. În momentul în care nu recuperează și nu au capacități suficiente să recupereze cotele pe care au fost depuși, aceștia vor primi amenzi. Și eu cred că acest lucru este un pas foarte mare înainte. Mai mult decât atât. Din păcate, spuneam și în reportaj, timp de peste 20 de ani în Republica Moldova nu au existat, mai mult de 20 de ani, nu au existat mecanisme clare sau nu au existat mecanisme și viziuni cum vom gestiona sau cum vom rezolva noi problema cu deșeuri. A venit în anul 2013 Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor, realizată foarte profesionist. Eu eram în Parlament atunci și în calitate de ministru anul trecut am preluat această strategie, am îmbrățișat-o și am îndrăgit-o și am înțeles că doar o viziune clară și doar o strategie și un plan de acțiuni ne va putea duce foarte clar, pe termen mediu și lung, către rezolvarea plenară acestei probleme. Această strategie prevede crearea a 8 regiuni de gestionare a deșeurilor cu întreprinderi intermunicipale. Iarăși această noțiune multora le este străină, pentru că, din păcate, a lipsit până acum cadrul legislativ și normativ explicit în acest sens. Lumea o făcea doar pentru că nu era interzis, nu și pentru că era clar acest lucru. Am înaintat Guvernul Republicii Moldova spre aprobare săptămâna aceasta și va ajunge în Guvernul și după care în Parlament. Și cadrul legal, care stabilește foarte clar noțiunea de întreprindere intermunicipală. Acesta este o asociație de creată de mai multe municipalități. 2, 3, 20 sau 200. În cazul dumneavoastră 200 sau mai mult, pentru că noi aplicăm exact același principiu de regionalizare.
și la alte domenii. De exemplu, în gestiunea noastră sunt și domeniul de apă și sanitate. Canalizare, așa cum știm noi cu toți. Vreau să vă spun că și în acest domeniu, Republica Moldova, conform altei strategii cu privire la apă, a fost împărțită în mai multe subzone și respectiv în fiecare din aceste subzone va apărea o, câte o întreprindere. Acolo noi suntem mult mai avansați și respectiv vom avea un singur operator pe toată regiunea. De ce s-a mers pe această cale? Și la apă, și la sanitație, și la Deșeuri, pentru că este calea cea mai proximă și mai sigură și mai dedurată către asigurarea cu un serviciu de calitate. Pentru că eu vă spun acest lucru nu doar în calitate de ministru sau de fost deputat sau de fost primar într-o localitate din apropierea Chișinăului, destul de mare și destul de bogată în Rimul Moldovenești. Știu foarte exact cu o întreprindere municipală cu 1000 sau cu 2000 de abonați nu va putea niciodată să corespundă unor criterii de performanță. Nu va putea să-și gestioneze problemele și nu va putea niciodată să asigure o calitate a serviciilor raportat la un tarif pe potriva puterii de cumpărare sau puterii de plată a locuitorilor din Republica Moldova. Donator pentru dumneavoastră și foarte clar a spus, noi cu GIZ lucrăm și la alte regiuni mult mai mari, la regiunile pe strategia națională de deșeuri. Ei ne-au făcut un studiu de fezabilitate pentru zona de sud care este gata și respectiv documentul de bază pe care lucrează GIZ, dar și alți donatori și finanțatori pentru Republica Moldova este strategia națională de deșeuri. Pentru că una este investițiile care s-au făcut până acum, dar voi aveți nevoie, eu vin de la Parcani, eu mi-am dat seama foarte exact și voi înțelegeți foarte exact cât e la acest nivel, până la nivelul în care va corespunde această paragiște cu unii gropi moderne, sunt încă cale de câteva zeci de milioane de lei sau câteva milioane de euro. Iată, aceste milioane de euro nu vor ajunge în Republica Moldova nici sub formă de grant, dar nici sub formă de credit, atâta timp cât nu vor corespunde investițiile sau vor devia de la strategia națională de deșeuri. Știu că e dur, știu că cuiva nu o să-i placă acest lucru. Știu că ar trebui să vorbesc cu o frază mai rotundă sau mai dătătoare de nădejde sau cu termeni mai proximi, dar este o realitate căreia trebuie să ne conformăm, altfel compromitem relația pe care am stabilit-o cu principalii finanțatori ai strategiei naționale de gestionare deșeurilor, unde este BI și BERG. Care efortul lor comun, al nostru și al lor comun, este ca Republica Moldova pentru rezolvarea întregii strategii este de aproximativ 250 de milioane de euro. Iată, dacă o să fie 250 de milioane de euro credit pentru Republica Moldova, eu cred că noi ne nădușim și ne împotmolim. Dar efortul, și noi facem acum fundraising pe platformă internațională, astfel încât ponderea componentei de grant să fie cât mai mare, astfel încât după aia întoarcerea datoriei în timp, în 20-30 de ani, să fie cât mai ușoară. În momentul în care venim cu soluții care deviază de la acest lucru, desigur că nu va fi permis. Eu nu știu, nu mi-a spus că trebuie să vorbesc. Eu am un defect profesional, eu am fost 6 ani în Parlament și noi acolo vorbeam mult. Cu un microfon, așa că invit pe oricine are o întrebare, nu doar către domnul ministru, către doamna președintă sau domnul primar, doar ridicați mâna, Diana se apropie și pune întrebarea asta. Între timp vreau să întreb pe domnul ministru, atunci când a fost scrisă această strategie, nu s-a ținut cont de proiectele care existau deja și pot fi ele într-un fel integrate aici? Adică cea mai proximă și prin asta trebuie să înțelegeți acest lucru, este că în zona 6, Șoldănești, Telenești, Rezina, Orhei, să fie identificată și acum se muncește la acest lucru ca să fie foarte clar realizat designul acestei zone și avem deja grant din partea băncii BI de 1,2 milioane de euro care se face designul la trei zone, Chișinău, zona voastră 6 și zona Bălți, și respectiv să clarifice foarte exact unde o să fie groapa de gunoi și care vor fi stații de transfer.
Din discuțiile preliminare, și eu am delegat aici inclusiv un viceministru, după aia secretarul de stat se discute, după aia și până la urmă, soluția cea mai proximă, care nu zic că este soluția deja pătută în cuie atâta timp cât nu o să avem soluția scrisă și semnată din partea celor care fac studii de fezabilitate, ar fi crearea unei zone, unei stații de transfer. Pentru că în fiecare zonă mare vor exista 2, 3 sau 4 sau 5 stații de transfer. De astăzi înainte, pentru ca să o amenajăm ca stații de depozitare, ne trebuiește, de exemplu, 2 ani de zile și 80 de milioane de lei. Ca să o facem stații de transfer, ne trebuie poate tot atâta bani și tot atâta timp. Finalitatea va fi aceeași, dar noi nu vom strica una la altă. Mai greu este, de exemplu, la Bălți. Cu voi că noi ne clarificăm ușor. Dar eu merg la Bălți, unde avem municipalitatea Bălți, care municipiul Bălți, într-un mandat anterior, a concesionat serviciul de salubrizare. Și acum proiectul nostru este grevat de o concesiune, respectiv primăria Bălți trebuie să judece cu cei care au primit concesiune. Și acolo e concesiune pe serviciu, concesiune pe teren. După aia avem în nordul Republicii Moldova mai multe zeci de primării, la fel, au concesionat serviciul de salubrizare. Din păcate, companiile care au câștigat nu s-au ținut de cuvânt, ei nu și-au făcut datoria, dar rezilierea acestor contracte va putea fi posibilă doar pe cale de judecată și va dura foarte mult. Contra declară cu toată responsabilitatea că se pliază perfect pe această, pe această strategie. Haideți să vedem ce spune doamna președinte. Știu că ați ascultat. Este un proiect care le vizează pe toți, și pe cei care nu sunt în sală și cei care sunt indiferenți. Dacă cineva a vorbit aici de baterii, chiar aceasta este problemă, dar problema bateriilor este așa o problemă chiar una nu mică, dar una din puținele probleme pe care noi trebuie să le adoptăm. Aceste strategii nu au fost o opțiune pentru Republica Moldova. Apropo, nu mi-aparține mie ideea adoptării. Eu am fost 6 ani în Parlament, a fost adoptată de guvern atunci când eu eram în Parlament. Donatorii străini au condiționat Republica Moldova, frumos spus, au condiționat Republica Moldova și au spus, pe fiecare domeniu. Pe apă, vreți bani, strategii și smerități designul pe toată Republica Moldova, că voi aveți o gândire vizionară. Pe salubrizare, aveți din asta strategii, planuri de management aveți, de acum cu el vieții ne lucrăm, fix așa o să venim pe raion. Pe sănătate, pe învățământ, pe tot, ei nu vor să doneze sau să financeze bani acolo unde nu există strategii. Deci strategie este rodul muncii și disciplinii pe care s-au făcut. Nu credeți că cineva poate să suspende cum au fost idei sau ceva de genul. Este de la parcani să o numim cum dorim, stații de transfer, poligon de deșeuri, cum dorim să o numim, să fie ce-o fi, dar trebuie ceva să facem. Atunci cei de la Miculeni, dar nu numai de la Miculeni, și din alte localități ale raionului, vor gândi la fel ca cei de la Miculeni sau încă mai rău. Cel mai important lucru al nostru, al celor care stăm în, sau deținem funcții de demnitate publică, cât și funcționari publici, este să lucrăm cu mentalitatea veche, plantată adânc în creierul dumneavoastră. Eu nu voi face compromis cu aceste lucruri și voi vorbi lucrurilor pe nume, clar, deschis și fac toate declarațiile care le fac, le fac în calitatea mea de ministru, de membru al guvernului și port răspundere pentru tot ce spun. Tot ce spuneți dumneavoastră, legat că ar exista în Republica Moldova vreun donator sau în afară care ar veni să investească grant, din câte înțeleg eu, ne spuneți dumneavoastră, pentru că vindeți așteptări de șarte cetățenilor. Și nu, este adevărat. Eu nu mai vin niciodată la dumneavoastră. Vin și îmi cer scuză public în fața dumneavoastră. Dacă mâine va găsi cineva care va veni să doneze Republicii Moldova vreun leu în afara strategiei de gestionare a deșeurilor. Această discuție, inclusiv pentru că eu am avut-o cu toți finanțatorii, și toți au semnat acest document și inclusiv cu șeful de țară de la GIZ am discutat vineri, care am avut întâlnire la mine la minister și nu există acest lucru. Nimeni nu va face acest lucru. Este o iluzie. Chiar aici vreau să fac paranteză. Vedeți care eu ca încerc să înțeleg. Doamna președintă
vrea să înțeleagă ce facem noi cu oamenii ăștia care i-am zădărât, care încercăm să-i convingem să se pare cu noaiele, da? Să ne spunem, hai, puneți-mi contoaiele. Dumneavoastră, prin tonul ăsta, tu spuneți, băieți, așteptați până în anul 20. Deci, hai să găsim totuși o medie, astfel încât să împăcăm capra cu voastră. Asta vreau să fac, dar vreau să discutăm fără mâneași. Vreau să discutăm foarte clar, pentru că altfel, în momentul în care veți fi alimentați în continuare cu așteptări care nu pot fi realizate, inclusiv o să mă întrebați pe mine de ce am vândut așteptări care nu erau conforme cu realitatea. Toți în această strategie, nu s-a făcut de dragul strategiei, s-a calculat în primul rând viabilitatea acestor întreprinderi. Eu am pătruns până în mădul acestei strategii și am înțeles foarte exact că această întreprindere sau micro-întreprindere, dacă ar exista la dumneavoastră în zonă, ea se nădușe exact în prima jumătate de an. Pentru că bani găsești ca să construiești această întreprindere. Dar după asta, pe lângă drepturi pe care le are cetățeanul, trebuie să existe și obligații. Iată, toate aceste obligații le prescriem acum în lege și toate aceste obligații, apropo, dumneavoastră mi-ați vorbit de Agenție de Dezvoltare Centru a Ministerului Construcției. Noi am discutat și vă spun cu toată responsabilitatea, putem spune speaker. Și domnul ministru o să spui că dumnealor nu o să finanțeze niciun leu care o să abată de la aceasta, pentru că eu, împreună cu domnul ministru, am semnat aceste obligații în fața partenerilor de dezvoltare, în fața la BI, la BERT. Apropo, nu este o opțiune, este o obligație noastră și le-am zis că nu putem să ne abatem de la această strategie, pentru că altfel orice excepție va duce la anularea acestei strategii. Eu înțeleg că nu vorbesc așa cum vă place. Știu că suntem în campanie electorală. Știu că ar trebui să vorbim altceva. Dar eu, doamna președinte, dumneavoastră ne-ați spus, eu am spus acest lucru și reconfirm. Proiectul dumneavoastră este perfect, reiterez, este perfect compatibil cu strategia națională, se pliază perfect și legat de termeni, încă o dată explic, legat de termeni de realizare, nu cred că în momentul în care voi o să mergeți separat, voi o să aveți realizarea plenipotențială a proiectului mai repede decât o să reușim noi să realizăm în cadrul proiectului. Pentru că doar proiectele de la idei, la identificarea sumelor pentru Republica Moldova, în situația în care există azi, cum nu ne crede nimic, ne-am apucat, am tot furat în Republica Moldova, o să fie cale lungă până în momentul în care o să reîntoarcem partenerii de dezvoltare cu fața, cum stau altfel la noi, și după asta sunt proceduri foarte lungi către finanțare, către proiecte foarte clare, și după aia vine deja lucrările foarte clare. Pentru strategie națională, având în vedere că s-au făcut multe lucrări și inclusiv în sud s-au făcut cu GIZ-ul. BI-ul și BERD-ul pot începe lucrările inclusiv deja din primăvara anului trecut. Nu există nicio problemă aici. Eu, unicul lucru care vreau să vă rog, să înțelegeți că problema nu constă pur și simplu în construcția acestui poligon, să-l vedeți cât e de frumos. Problema constă și munca mare va fi creată sau va fi eforturile se vor face într-o educare cetățenilor și într-o creare acestei întreprinderi intermunicipale, astfel încât oamenii să aibă mai multe drepturi decât mai multe și să aibă și obligații, nu numai drepturi. Pentru că, iată, noi am început să muncim la regulamentul tip de salubrizare a localității. Noi, Ministerul, eu sper foarte mult în 2-3 luni să-l scoatem în capăt, în care va fi scris foarte clar că cetățeanul trebuie să ștai buruianul de la gard, materialele de construcție să le plasez în curte, baliga nu trebuie să o țină la poartă și tot așa, canalul să-l curăță și multe, multe obligații. Respectiv, primarul va avea responsabilități mult mai puține. Mai mult decât atât, iarăși la insistența noastră, în lege în iulie am băgat ca primarul să fie pentru prima dată de la Revoluție încoace agent constatator. Până acum primarul era numai, venea și spunea, măi Ioane, te rog frumos să faci curățenie la poartă. Nu vreau și nu puteți să faci absolut nimic. Acum primarul prima dată o să facă un cerc, o să aibă regulamentul de salubrizare și în regulamentul de salubrizare scrie foarte clar care sunt responsabilități. Balică la poartă nu ții, lemne nu ții,
materialele e plasat în curte și tot așa și tot așa mai departe. După care o primar o să vină și o să aibă amenzi. Este agent constatator și dă amenzi. Prima dată l-ai rugat, a doua oară l-ai rugat, a treia oară îi pui amenzi. Și toată chestia asta trebuie creată. Dar în momentul în care noi pur și simplu să avem infrastructură, noi avem în Chișinău, avem în altă parte. În momentul în care ai infrastructură pentru oameni, dar nu ai obligații, inclusiv în lege, nu există acum, nu vă supărați, de ce se împotrivește băbuța din satul dumneavoastră sau mătușa? Pentru că nu are obligații. Iar în momentul în care noi vom scrie în lege că tu ești obligat să ai contract de salubrizare cu întreprinderea, știu că nu place cineva să spună, nu, faceți voi chestia, să fac eu în calitatea mea de ministru, modificare la lege, pentru că întreprinderea despre care vorbiți dumneavoastră, despre care vorbim noi toți, știi foarte exact, eu am 1000 de abonați, tu unde duci gunoi? Pentru că nu există. Și eu n-am gunoi. Nu există. Dacă ești, trăiești, ești viu, deja produci gunoi. Asta ne clarificăm cu tariful. Pentru unul, pentru altul, pentru al treilea. Dar el este obligat să aibă contract cu întreprinderea. Pentru că dacă nu are această obligație, atunci el o duce sub gard. Noi scriem întreprinderea, să facem frumos. Și după asta încă 100 de gunoi și tu să fie de jur împrejurul localității. Înțelegeți-ne foarte, dumneavoastră a spus că m-ați chemat aici să discut doar despre problema de la Șoldănești. Eu discut și sunt gata să afectăm cât timp vreți dumneavoastră, dar în același timp nu putem să ne individualizăm, pentru că trăim în Republica Moldova, iar eu nu sunt ministrul mediului din Șoldănești. Eu vă respect profund și am zis că am venit cu cea mai mare dragoste și o să plec de aici exact același lucru. Dar trebuie să înțelegeți că trăim în Republica Moldova, există o solidaritate și există o linie pe care trebuie să mergem. Și trebuie să înțelegeți foarte exact că visul ăsta că o să existe o întreprindere intermunicipală doar în Șoldănești și nu în toate localitățile, știu foarte exact, proiectul dumneavoastră l-am studiat și doar în 4 localități din Terezina, nu vor fi niciodată viabile, nu va putea să reziste această întreprindere. Eu văd în ochii primarilor că ei înțeleg foarte exact acest lucru, pentru că altfel nu ai. Noi am făcut regională de apă de la Bălți, de la Soroca apă până la Bălți și să împrăștiem în 7 raioane. Numai pentru faptul ca să existe viabilitatea acestor domnul ministru, iată este directorul întrebare de la această întreprindere. Diana, îmi permiți un pic? Stimați-o astăzi, razrișite din Solcosfor, scăzat în arăscum jazică. Vă și eu spasiba, gospodin ministru, și eu vin așa de vreme, ехали к нам Шолданиш. Почему потому что вопрос, который мы сегодня обсуждаем, она волнует всех жителей нашего города. В последнее время, вот 10-20 лет, мировое сообщество проснулось и большое внимание уделяет проблемам экологии после принятия Киотского меморандума или конвенции. Это по выбросам, промышленным выбросам в атмосферу. Второй вопрос сегодня, который мы обсуждаем, это решение проблем бытовых и промышленных и технических отходов. Конечно, никто не против. То, что вот мы видели, это хорошее дело. Контейнеры, пожалуйста, там заплатили, увезли и так дальше. Но не такими способами. Вот как, допустим, что мы видели сегодня. Должно быть расстояние от точки до точки. Почему? Потому что каждый пенсионер не может, допустим, идти километр или 800 метров туда нести ведро и так дальше. Это надо определить. Второе, значит, менталитет людей надо поднять на высоте. Почему? Потому что люди не знают, там написано хиртие, там стекла и так дальше, бросают все, вот мы видели, допустим, какое отношение. Очень много зависит от культуры людей, ну и местных властей, почему? Потому что другой выхода нет. Второй вопрос. Я очень много езжу по району. Эти точки пустые, крадут эти контейнеры, но внимание, мусор, как называется, рядом валяется и так дальше, и так дальше. Если беремся за дело, давайте беремся по-настоящему. Второй вопрос. Я вот то, что говорят сегодня. Я уже 5 лет добиваюсь, скажите народу, что мы хотим строить на этом полигоне? Мусоросборочный завод или полигон? Мусороперерабатывающий или мусоросжигательный? Ну, мусоросжигательный якобы отходы. Мусороперерабатывающий якобы так говорят. Но почему именно Шолданиш? Мы вот это нашли, этот, как называется, где была ферма. Но прекрасные места, еще намного лучше. Резинский колхоз, Живпром, пожалуйста, рядом по Павловичи, СОП
И большой, очень большой флорешта маркулеши, сумасшедший, можно для северной зоны полностью делать, именно нашли Шоланис. Когда решался вопрос, я не знаю, кого собирали в этом зале, или, допустим, собрали узкий круг приближенных, проголосовали, приняли решение. Потом сказали, якобы принял решение парканский, там могли, допустим, говорили и так дальше. Я лично, я вот присутствую на третьем мероприятии, говорю, я нету. Почему? Потому что до последнего дома шел до меньше километра, до зоны отдыха, где дети отдыхают, там меньше 800-700 метров, там рядом ресторан, там люди проводят свадьбу, а мы рядом решили здесь построить. Вот уже прошло 5 лет, уже израсходовали сумасшедшие деньги, ничего не сделано. Я предлагаю сделать, дом министр, сделайте аудит, куда деньги ушли. Делать аудит и разобраться, где деньги. Конечно, там техника, контейнеры, я не думаю, что это стоит так дорого. Так дорого. Да, Ансала есть домный директор для салубритати. Поэтому не повестеште ел, что какой губани. Это вопрос мы отходами решаем, но есть еще более важный вопрос. Куда делаешь я отходы, допустим, от после, как называется, и вот этих режут, поросят, рогатый скот и так дальше. Все выбрасывает. Я уверен, что мало кто закапывает их в землю. Все выбрасывается в речку. Люди жалуются. Пора уже, в конце концов, вернуться к старым традициям. Каждое село должно иметь яма Беккера. Пожалуйста, туда решать вопрос. Другой хода нет, потому что мы уже находимся в таком положении. И последний вопрос. Пользуясь случаем, что вы приехали к нам, я давно хотел с вами встретиться. Я попрошу вас, возьмите наличный контроль, борьба против браконьерства. Исчезает фауна полностью, понимаете? Безвластие. Ну, это страшное дело, что происходит, понимаете? Друг друга покрывает, никто меры не принимает. Знает начальник инспекции нашего района. Он там тоже маленькие штрафы, там продукты и так далее. Это мало. Люди должны, как называется, подчиняться закону. А закон не соблюдается. Спасибо за внимание. Domnul Ionco, în primul rând, spuneți-ne dacă este sau nu viabilă întreprinderea dumneavoastră, pentru că domnul ministru nu crede în viabilitatea acestor mici întreprinderi. Și poate le răspundeți celor care, în primul rând, nu înțeleg de ce a fost ales Parcaniu și unde sunt banii, iată. Bună ziua, vă spun și eu la toți. Eu, în general, da, astăzi am fost invitat în coace în calitate de director al Societății pe Acțiuni Salubritate și Olgănești. Această întreprindere este, practic, un rod al proiectului care a fost implementat în raionul Șoldănești, modernizarea sistemului de management a deșeurilor solide, dar totuși, fiindcă discuția practică a avut mai multe esențe, eu aș vrea, am să mă expun și ca în calitate de director, dar totodată și ca, cum ați spus și dumneavoastră, ca muritor de rând. În primul rând, ce ține de întreprindere. Întreprinderea a fost înregistrată, mai bine spus, juridic în anul 2015, în ianuarie, și, practic, a început activitatea pe 1 aprilie 2015. Spre regretul domnului ministru, deja avem mai mult de un an și ceva de când suntem viabili. Doi, ce ține de bani. Eu vreau să vă spun că în cadrul proiectului, cel puțin de vreo 3 ani și jumate, particip în această bucătărie. Banii care au fost acordați de către Guvernul Germaniei au fost implementați de Agenția de Dezvoltare Regională Centru, iar noi, orașul Șoldănești, împreună cu raionul Șoldănești, am fost beneficiari acestor investiții, adică de fiecare dată am fost chemați pentru a primi ca donație autospeciale, pubele, containere și toată infrastructura necesară. Ca să excludem acest mit, însuși primăria Șoldănești, raionul Șoldănești și noi ca întreprindere nu am gestionat niciun leu, numai decât faptul că gestionăm bunurile care le-am primit. Referitor la faptul că am spus că muritor de rând, domnul ministru, în afară de faptul că sunt director, am și o calitate de consilier raional și o calitate de consilier local și din opțiunea dumneavoastră înțeleg astăzi că unicul rezultat pe care îl vom primi este faptul că poate cei de Europa Liberă ne vor da câte un maioc, câte o brățară, câte o carne,
Cred că rezultatul asta va fi, fiindcă, nu știu de ce, dar problema de gestionare deșeurilor în raionul Șoldănești, în general, ține de proiectul nostru, a luat totul o întorsătură. Eu, cum vă spuneam, de vreo 3 ani și jumătate particip această bucătărie și ce am reușit să observ este faptul că acest proiect a început să fie investit în Republica Moldova a început să fie gestionat de către Agenția de Dezvoltare Regională Centrul, o agenție subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și de fiecare dată am văzut în ochii Ministerului Mediului supărare că cei de la Dezvoltare Regională investesc un proiect în ei. Iată ce am ajuns la vreo astăzi și până la urmă aș vrea să înțeleg o întrebare foarte simplă la care trebuie să dăm răspuns. Studiul de fezabilitate care a fost efectuat pentru poligonul de la Parcani este efectuat corect, este viabil și răspunsul dumneavoastră trebuie să fie foarte scurt. Avem capacitatea să primim avizul de mediu, sau nu avem capacitatea în baza studiului de fezabilitate. Asta